Un număr de 20 dintre județele din România au mai mulți pensionari decât angajați, arată calculele ziarului financiar făcute pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică. Printre acestea și județul Hunedoara, unde forța de muncă din companii este depășită de numărul de pensionari cu un procent de 11,3%. Mai mult, cu aproape 121.000 de pensionari raportat la numărul de locuitori, județul Hunedoara este unul îmbătrânit. Potrivit recensământului realizat la nivel național în 2022, populația județului Hunedoara era, în urmă cu 2 ani, de 361.657 de locuitori, în scădere cu aproape 60.000 de persoane față de perioada precedentă și, cu doar 18,2%, se situa la acea vreme pe primul loc în România ca pondere a numărului de tineri sub 19 ani din totalul populației rezidente. În regiunea de dezvoltare vest, din care face parte și Hunedoara, doar noi și județul Caraș-Severin avem mai mulți pensionari decât angajați, în timp ce Timiș cu 43,5% și Arad cu 39% au cele mai mari procente din țară privind numărul de angajați față de pensionari.